Au renunțat la nunta modernă în favoarea uneia vechi de milenii. Este cazul unui cuplu din județul Prahova. Tinerii au vrut ca cel mai important moment din viața lor să fie unul în stil dacic. Pentru asta au purtat straie inspirate din portul strămoșilor noștri și au spus da în fața ofițerului stării civile. Și nu se opresc aici, vor ca atunci când vor avea copii să le pună nume dacice. În costume tradiționale dacice. Așa s-au gândit doi tineri să-și înceapă viața de familie. Bună voie și nesimită de nimeni, luați în căsătorie pe domnișoara Drăgan Mădălina. Da. Bună voie și nesimită de nimeni, luați în căsătorie pe domnul Ținem Ionuț. Da. Pentru ziua cea mare, Mirele a renunțat la hainele moderne, așa că a purtat nu doar o cușmă, ci și steagul de luptă al dacilor liberi. Dacii, printre altele, mai și credeau că se transformau cumva în lupi. Și acesta este, da, standardul lor. Dar nici mireasa nu a fost mai prejos. A asortat la rochea albă câteva elemente păstrate din moș strămoși. Este un brâu purtat, un buchet realizat de soțul meu, o pincile, șosețelele, așa cum ați spus, plaușate de iarnă, da. Și cam atât, nu mai am nimic în dotare. Doar soțul meu. Străbunii noștri dacii au fost poate cei mai viteji din oameni din istorie. Nașii au împrumutat și ei costume tradiționale pentru a se înscrie în scenariul imaginat de finii lor, iar invitații, în loc de prăjituri și bomboane, au primit pâine cu sare. Și chiar dacă e totuși de vreme, mirii s-au gândit și la numele viitorilor copii. O să aibă nume de dac. Da. Da. Dacis, nu știu, Scorilo. O să aibă și nume de dac. Mai e până atunci. Peste o lună, cuplul va avea și ceremonia religioasă. Atunci însă vor îmbrăca rochea de mireasă și costumul de mire.